Bună, draga mea. Sunt Luna Ala. Horoscopul 2024 pentru Fecioară promite o perioadă de creștere și dezvoltare profesională. Anul 2024 va fi plin de muncă și oportunități de a dobândi noi abilități și cunoștințe. Aceasta este o perioadă de statut ridicat și de avansare în carieră. În special pentru cei care sunt concentrați pe obiectivele lor și sunt dispuși să muncească din greu. O atenție deosebită ar trebui acordată consolidării abilităților de comunicare și de lucru în echipă, deoarece acest lucru s-ar putea dovedi util în viitor. Dezvoltarea legăturilor profesionale și consolidarea relațiilor cu colegii poate duce, de asemenea, la noi oportunității de angajare. Sănătatea fecioarei Horoscopul Sănătății 2024 pentru Fecioară prezice un interes crescut pentru un stil de viață sănătos. S-ar putea să începeți să faceți exerciții, yoga sau alte practici care vă vor ajuta să vă echilibrați energia și să vă îmbunătățiți bunăstarea fizică. În perioada ianuarie-februarie se recomandă să fiți atenți la sănătatea voastră. În această perioadă există posibilitatea de exacerbarea bolilor cronice precum și a poate crește nivelul de anxietate și nervozitate. Este foarte important să păstrezi rutina zilnică și să mănânci corect. Tranzitele planetelor vor stimula dorința de a acorda atenție corpului tău și de a avea grijă de sănătatea ta. Fecioara poate deveni mai conștientă de bolile sale și va fi inclinată să viziteze medici și să se supună examinărilor medicale. Perioada din iulie până în august poate aduce fecioare oboseală și stres crescut, așa că încearcă să te odihnești și să nu te supra -soliciți. Această perioadă poate fi predispusă la bolile capului și ale sistemului nervos, așa că fii atentă la sănătatea ta. Încercați să faceți exerciții regulate, să mâncați corect, să aveți suficient timp pentru a dormi și a vă odihni. Evitați supra-solicitarea și situațiile stresante. Nu uitați de măsurile preventive și de controle medicale regulate. Perioada august-septembrie va duce fecioarelor activitate, îmbunătățirea sănătății și o explozie de energie. Acesta este, de asemenea, un moment favorabil pentru a vă îmbunătăți aspectul, a vă -a noi stilul și a face sport. În perioada din noiembrie până la sfârșitul anului este posibilă o creștere a tensiunii emoționale și a nervozității. În acest timp este necesar să acordați mai multă atenție sănătății și să practicați meditația sau yoga pentru a face față stresului zilnic. Cariera fecioarei. Pentru fecioară, 2024 va fi un an de creștere și dezvoltare profesională. La începutul anului Tranzitele planetare vor aduce oportunități pentru noi începuturi în muncă și afaceri. Perioada din februarie până în aprilie va avea ca scop munca laborioasă, îndeplinirea sarcinilor de rutină de lucru, punerea în ordinea documentelor. Proiectele colective se vor dezvolta activ în acest moment. Aceasta este o perioadă favorabilă dezvoltării profesionale, educației și autoperfecționării. Este important să vă faceți timp pentru a studia noile tehnologii, abordări și instrumente care vă pot ajuta în munca voastră. De asemenea, această perioadă poate stimula dorința de a îmbunătăți organizarea spațiului tău de lucru și de a crește eficiența activităților tale. În această perioadă, vă puteți aștepta să colaborați cu oamenii noi, făcând contacte cu parteneri și clienți care vă vor ajuta să vă extindeți afacerea fiți pregătiți pentru noile provocări și schimbări de locuri de muncă care pot necesita adaptări rapide. De asemenea, această perioadă va aduce noi oportunități de creștere și succes în carieră. Se recomandă să fii încrezătoare în abilitățile tale și să ai inițiativă. Perioada din mai până în iunie este favorabilă pentru formare, cursuri, seminarii și ateliere. Mercur în Gemeni în casa a 10 în iunie va aduce noi oportunități de carieră, în special pentru cei care lucrează în comunicații și tehnologie. Este indicat să fii deschisă către noi oportunități și să nu-ți fie frică să experimentezi. Între iulie și septembrie, Fecioara va simți sprijinul lui Mercur în casa întâia. Acesta este un moment propice pentru a vă arăta personalitatea și încrederea în sine ceea ce vă va ajuta la creșterea carierei. În acest moment este bine să începeți noi proiecte, să vă promovați propriul brand. Perioada septembrie-octombrie este recomandată să fie dedicată formării, dezvoltării profesionale, precum și stabilirii de relații de afaceri și parteneriate. Călătorile de afaceri și întâlnirile vor avea succes în acest moment. Perioada din septembrie până în noiembrie va fi propice pentru crearea unei echipe de oameni cu gânduri asemănătoare. Este recomandat să folosiți acest timp pentru a dezvolta proiecte colective, precum și pentru a vă angaja în planificare și pentru a stabili obiective pe termen lung, banii și bunăstarea financiară. Pentru fecioare, Anul 2024 în sfera financiară va implica o serie de schimbări și oportunități de investiție și profit. Începutul anului va fi foarte promițător. Perioada din martie până în iunie va fi favorabilă investițiilor și deciziilor financiare. Cu toate acestea, ar trebui să ai grijă să nu iei decizii pripite și să fii pregătită pentru eventuale pierderi financiare. Aceasta este o perioadă favorabilă pentru a acorda atenție finanțelor tale și a lua măsurile necesare pentru a-ți îmbunătăți situația financiară. Poate doriți să contactați consilieri financiari sau experți pentru sfaturi și îndrumări cu privire la gestionarea finanțelor voastre. Fi deosebite de precaută în deciziile tale financiare în perioadele retrograde ale lui Mercur din aprilie, august și noiembrie-decembrie. În această perioadă, ar trebui să evitați să faceți noi investiții și poate doriți să vă regândiți strategiile actuale de investiții. Septembrie până în octombrie va fi o perioadă favorabilă pentru investiții constante și venituri sporite. Tranzitarea lui Venus prin casa ta a te va ajuta să atragi noroc financiar și prosperitate în viața ta. În această perioadă, Vă puteți aștepta să primiți noi oportunități de a câștiga și de a vă dezvolta finanțele. Este posibil să găsiți noi surse de venit sau să obțineți un nou loc de muncă care va genera bani în plus. De asemenea, este posibil să simțiți o nevoie mai mare de bunuri materiale și de confort în această perioadă. Poate doriți să cheltuiți mai mulți bani pentru a cumpăra lucruri care vă aduc plăcere și confort. Cu toate acestea, Rețineți că Venus poate, de asemenea, să încurajeze cheltuieli prea mari și cheltuieli neconsiderate, așa că fiți atenți și moderați în cheltuieli și investiții. Dragoste și relații Pentru Fecioare, 2024 va fi un an al schimbărilor în domeniul relațiilor, atât intime cât și de afaceri. Saturn va fi în a șaptea casa horoscopului tău pe tot parcursul anului, iar acest lucru poate duce la anumite dificultăți în relațiile personale și parteneriate. Este recomandat să fii răbdătoare, respectuoasă și dispusă să faci compromisuri în relații. Perioada din februarie până în martie va duce necesitatea consolidării legăturilor strânse. Dacă ești într-o relație, vei putea să-ți îmbunătățești conexiunea și să aduci mai multă armonie și bucurie în viața ta. S-ar putea să fie nevoie de mai multă răbdare și efort, perioada din iunie până în iulie este favorabilă a socializării și stabilirii de noi contacte. În acest moment, s-ar putea să întâlnești oameni care sunt apropiați în spirit, o mare parte din comunicare va fi legată de activitățile tale profesionale, iulie va fi luna în care reprezentanții Zodiei își vor dori mai mult singurătatea. Starata emoțională instabilă poate provoca incertitudine în viața personală, așa că este recomandat să nu iei decizii serioase în aceste domeniu până la sfârșitul lunii iulie. Din august până în septembrie activitatea voastră, luminozitatea și atractivitatea față de sexul opus vor crește. Perioada din septembrie până în noiembrie va fi plină de socializare, întâlnire și petrecerea timpului cu prietenii și colegii. În acest moment, puteți face o nouă cunoștință interesantă. Perioada din octombrie până la sfârșitul anului ar putea duce la tensiuni în relațiile de familie. Veți avea ocazia să vă regândiți relația și să o construiți pe o bază mai puternică. Această perioadă poate duce la unele dificultăți în relațiile personale, în special cu partenerul sau rudele voastre sunt posibile conflicte legate de probleme financiare sau dezacorduri în planificarea bugetului. Cu toate acestea, dacă fecioara este înclinată spre dialog constructiv și gata să-și asculte sincer partenerul, cuplul tău va putea găsi un compromis și va rezolva împreună situații dificile. Răbdarea, înțelegerea reciprocă și disponibilitatea de compromis sunt necesare pentru a menține stabilitatea în viața personală. Horoscop 2024 pentru bărbatul Fecioară Horoscopul 2024 pentru bărbații Fecioară va fi legată de tema dezvoltării profesionale și a parteneriatelor. Încercările anului vor fi o sursă de putere și înțelepciune pentru tine. Saturn în casa șaptea vă va de importanța stabilirii de relații sănătoase și stabile cu cei din jur. Trebuie să fii răbdător și respectuos față de ceilalți. Chiar dacă ei nu ți împărtășesc opiniile, anul acesta poți vedea cum relațiile tale cu ceilalți și partenerii ți afectează viața și cum poți folosi aceste relații pentru a crește. 2024 este un moment în care îți poți extinde cunoștințele și comunicarea cu oamenii noi. Cu toate acestea, ai grijă să nu devii prea egoist sau încărcător în părerile și opiniile tale. Amintiți-vă că fiecare are un punct de vedere și este important să respectați diversitatea opiniilor. Anul acesta va fi favorabil pentru întemeierea unei familii, precum și pentru ridicarea statutului social. Puteți beneficia de răbdare, creativitate și dorință de schimbare. Este necesar să te deschizi către noi idei și abordări pentru a-ți depăși limitările și a ieși din zona ta de confort. Horoscop 2024 pentru femeia fecioară Pentru femeia fecioară, 2024 va fi o perioadă de schimbări interne și dezvoltare profesională. Încearcă să fii răbdătoare și perseverentă în acțiunile tale. Este posibil să fii nevoită să renunți la unele obiciuri vechi și să adopți altele noi, dar asta îți va permite să treci prin dificultăți și să devii o persoană mai holistică și mai încrezătoare. Anul acesta s-ar putea să descoperi noi laturi ale tale și să-ți reconsideri valorile și convingerile. Aceste lucruri te poate face să începi să vezi viața și lumea din jurul tău într-o lumină diferită și să începi să ai decizii mai informate și mai luate în considerare. De asemenea, s-ar putea să-ți întărești relațiile personale în acest an în special cu prietenii apropiați și partenerul tău, 2024 vă va permite să vă dați seama de importanța parteneriatelor voastre. În general, 2024 va fi un an pentru a depăși obstacolele interne și a-ți îmbunătăți expertiza și performanța. Nu-ți fie frică de schimbare și de noile provocări, acestea te vor ajuta să devii cea mai bună versiunea ta. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?